găsit la un nou videoclip. Astăzi vă voi arăta cum să facem o formă din bine magnetice. Uitați-le aici. Acum trebuie să faceți 18 rândulețe. Stați puțin. 18 rânduri din astea. Am făcut 18. Uitați-le aici, sunt 18. Acum o să fie mai greu. Luăm, deci nulul. Deci, întoarcem 4 de pe rândul acesta. Și apoi le punem aici. Stați puțin. Uite așa. Uitați așa, trebuie să arate. Și apoi, o faceți ca un hexagon. Chiar așa. Vedeți? Like, like, like. Și acum mai faceți unul. Le-am făcut și pe acestea. Uitați-le aici. Și acum la fel. Uitați la fel. Și s-a făcut hexagonul. Și acum o să fie o parte mai grea. Le uniți așa. Stați puțin. Dacă vedeți că nu vă merge, le întoarceți. Uitați că mie mi-a mers. Și le faceți așa. Și ne-a ieșit ăsta. Îl vedeți aici. Și mai facem unul. Și le-am și făcut. Uitați-le aici. Acum, ca astea. Le faceți la fel. Uitați așa. Și s-a făcut hexagonul. Acum, iarăși, le uniți pe astea. Uitați, și ne-au ieșit. Acum trebuie să mai facem una. Și le-am făcut. Și iarăși, ca astea, trebuie să le facem la fel. Și le-am făcut. Și e gata hexagonul! Uitați-l aici! Și iarăși trebuie să le unim. Uitați aici! Sunt 4! Trebuie să ne ajungă pentru tot steancul. Și acum trebuie să mai facem unul. Și le-am făcut și pe acestea. Acum trebuie să facem la fel ca la astea. Și uitați, le-am făcut. Acum trebuie să unim astea așa. Și este gata hexagonul. Oh my God! Și la fel, partea mai grea, trebuie să le unim. Fix. Uitați. 5 de-astea. 5 de-astea! Și acum trebuie să facem iar. Acum o să vă arăt. Luați una din teanc și mai luați una din teanc, se fac 2. Și acum mai puneți 2 ca să se facă 4. 6. Acum mai puneți 2 ca să se facă 6. Apoi mai puneți una ca să se facă 7.
apoi mai puneți una ca să se facă 8 și apoi facem 10. Am făcut 10. Acum o să vă arăt și din astea. Le întoarceți așa, apoi le prindeți în a șaselea și apoi se face așa și o dați, uitați, așa. O, stați puțin. Am greșit un pic. Un piculeț. Un pic. Le stricăm pentru că am greșit. Partea asta o știți, deci pot să fac. Și întoarceți așa, dar nu cum am făcut eu atunci. Bine? O mică greșeluță. Pe aici am pus puțin mai multe decât trebuiau. Și le lipim iarăși. Ca acum știți, o să pun pauză pentru când o să o fac pe toată. Bine? Și l-am făcut! Uitați cum arată! E ca un turn, ca o clădire. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. O să vă mai arăt și alte forme. Pa, pa!